Este stare de alertă în Harghita după ce lăcustele au invadat peste 1000 de hectare de culturi din 3 localități. Ministerul de Interne a declarat la solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență stare de alertă din cauza fenomenului extrem de rar în zonă. Autoritățile au impus restricții din cauza insectelor, iar pășunatul și cositul sunt interzise pentru mai bine de 2 săptămâni. Localnicii s-au trezit peste noapte cu pășunile și câmpiile pline de lăcuste. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Dacă mănâncă toată iarba și lucerele, nu o să mai avem ce da la animale. Nincs mi csinálni vele. Megtámadja a vetemés, lerágja. Tehát mindjárt megesznek, ahol elmenni. Nem fog maradni semmi. Ministerul Afacerilor Interne a decretat stare de alertă în 3 localități. Am observat o invazie de lăcuste aici în comuna Lăzarea. Ne-a anunțat un proprietar să venim și să sesizăm treaba. Invazia asta de lăcuste este periculos. În punct de vedere al agriculturii și a plantelor. Avem 3 localități afectate, Ditrău, Lăzarea și Suseni. Cei de la Oficiul Fitosanitar din cadrul Direcției Județene Agricole au aplicat substanțele respective pentru test, să vedem ce se întâmplă. Oamenii speră acum că insecticidele vor fi eficiente, altfel riscă să piardă întreaga recoltă de anul acesta.